Săptămâna aceasta, o delegație din Spitalul Județean Buzău, alături de membrii ai Sindicatului Medicilor Independenți, au mers la Consiliul Județean, unde i-au înmânat președintele interimar o listă cu revendicări. Doctorii vor venituri mai mari, condiții mai bune de muncă, gărzi și sporuri plătite în funcție de salariile mărite. Numai că aceste doleanțe ale cadrelor medicale nu își găsesc rezolvarea la autoritățile județene. Dar dacă avem în coordonare spitalele județene, nu putem decât să intervenim pentru cheltuieli de capital și investiții. Iar salariul, după cum bine știe toată lumea, este asigurat în baza contractului cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate. Deci, indiferent de câte disponibilități am avea noi, nu putem să intervenim în mod legal pentru a aloca anumite fonduri. Medicii se plâng că nu au condiții bune de lucru în spital, iar dotarea este destul de slabă, ceea ce face ca unitatea medicală buzoiană să nu fie atractivă pentru doctorii tineri. Medicii propun ca prima de angajare să crească de 3 ori. Și vor 3 prime, 3 salarii ca și primă de instalare pentru medicii noi veniți. În momentul acesta cadrul legislativ nu ne permite decât să le acordăm un singur salariu ca și primă de instalare, și în urma demersurilor pe care și noi le vom face, și cred că Ministerul Sănătății va prezenta punctul de vedere al lor către guvern și implicit către Parlament, pentru că trebuie schimbat cadrul legislativ să putem să le oferim și această doleanță. Printre cerințele medicilor se numără și unele pentru care Consiliul Județean a găsit soluții, dar doar în urma presiunilor făcute de angajații unității sanitare. Doctorii care aleg să profeseze în Spitalul Județean primesc lunar 1000 de lei pentru chiria și întreținerea unei locuințe. De asemenea, le poate fi decontată și naveta. Care au avut-o și pe care cred cu siguranță că o putem rezolva, să putem să le achităm costurile de transport, mă refer aici de navetă, pentru medicii care nu sunt din municipiul Buzău. Responsabilii Consiliului Județean spun că vor cere la București modificarea legii, astfel încât mini-parlamentele județene care administrează spitalele să poată interveni legal la salarizarea cadrelor medicale. Totodată se încearcă intermedierea unor discuții ale reprezentanților halatelor albe din Buzău cu premierul și cu ministrul sănătății. În această întâlnire am convenit cu domniile lor, în urma discuțiilor avute cu domnul ministru Bănicioiu, ca în perioada imediat următoare să aibă loc o întâlnire la Ministerul Sănătății cu reprezentanții sindicatului și conducerea Ministerului Sănătății. Probabil că această întâlnire, în funcție de, cum vă spuneam, de disponibilitatea de timp, va avea loc în cursul săptămânii viitoare. Luna trecută, 75% dintre medicii care profesează în Spitalul Județean Buzău au amenințat cu demisia în bloc, nemulțumiți de nepăsarea autorităților în fața revendicărilor punctuale. De atunci se caută soluții pentru evitarea unei astfel de crize care ar putea conduce la închiderea cele mai mari unități spitalicești din județ.